Jurnalul Orei 20, bună seara, trei miniștri liberali dintr-o lovitură, Boloș, Burduja și Deca. Pe toți i-a apostrofat premierul Ciolacu la revenirea din turneul american, chiar în debutul ședinței de guvern. Pe Boloș l-a ironizat că nu s-a plictisit în lipsa lui, ci a trebuit să dezmintă presupuse măsuri fiscale care, spune premierul, nu vor fi luate în anul următor. Ministrul Energiei a fost îndemnat să se uite mai atent în propria ogradă, întrucât sunt furnizori de energie care au crescut nejustificat prețurile în ultima vreme. Iar Ligia Deca i-a cerut să vină cât mai rapid cu niște criterii de performanță pentru profesori, subliniind că rezultatele dezastroase la testele PISA sunt și din vina slabei pregătiri a dascălilor. Așadar, vă reamintim, cea mai mare controversă legată de bugetul pe anul viitor e legată de creșterea salariilor bugetarilor. Potrivit unui draft de ordonanță care a circulat public în ultimele zile, salariile tuturor bugetarilor, inclusiv ale demnitarilor, ar urma să crească anul viitor. Asta în timp ce, pentru profesori, nu se va găsi procentul de 40% promis după greva din vară, ci ar urma să se procedeze la o mărire etapizată de 13% într-o primă fază și 7% într-o a doua fază. Reîntors din America, premierul spune însă că nimic nu e bătut în cuie și că o decizie se va lua în curând în coaliție. El a precizat că stă mult mai bine cu cifrele decât crede ministrul finanțelor. În absența mea, domnul ministru al finanțelor, iarăși nu s-a plictisit, a trebuit să dezmintă iar presupuse măsuri fiscale care nu există pentru 2024. Ceea ce există însă în realitate sunt datele privind creșterea PIB-ului pe primele 9 luni din acest an. Avem un avans de 2,2%, cu care suntem pe locul 3 în Europa.